Alimentația incorrectă și sedentarismul, adică statul în fața televizorului și computerului, fără efort fizic, sunt principalii factori care provoacă creșterea în greutate a copiilor și pot duce la obezitate. Statistica Organizației Mondiale a Sănătății arată că în ultimii 40 de ani, numărul minorilor care suferă de supraponderabilitate a crescut de 10 ori. Și în țara noastră, datele statistice sunt în creștere, chiar dacă Moldova se află pe ultimul loc într-un top al țărilor europene privind rata obezității printre minori. Potrivit unui studiu al OMS de evaluare a sănătății copiilor de vârstă preșcolară, fiecare al treilea copil din Europa are un exces de greutate. În Moldova, 11% dintre copii sunt supraponderali, iar 2,2% obezi. Obezitatea se poate transmite genetic, dar există și alte cauze care pot provoca boala. Cel mai des cauza este alimentarea incorrectă a copiilor și sedentarismul. Adică copiii foarte practic în secolul nostru foarte mult privesc televizorul, calculatorul, jocurile la telefon și evită efortul fizic. Un copil ar trebui minim jumătate de oră pe zi să fie implicat în efort fizic și maxim 2 ore să fie acordat timpul asupra calculatorului, telefonului. Alți factori care predispun obezitatea la copil este chiar și perioada preconcepțională a copilului. Starea de sănătate a mamei în timpul sarcinii are un efect foarte important asupra măririi șansei de a naște un copil mult mai sănătos. Până la un an, mâncarea de bază a copilului trebuie să fie laptele, preferabil cel matern. Alimentele solide sau semisolide se pot introduce în meniul copilului de la vârsta de 6 luni. Dacă copilul este născut la termen și are o greutate normală, se începe cu pireurile de legume. Dacă copilul este un malnutrit, nu adaugă bine, se începe cu tercerile. Da? Dacă noi avem alergii la careva alimente, de exemplu, sunt copii care fac alergii la morcov, dovleac, noi le introducem aceste alimente colorate mai târziu. Dacă careva contraindicații, noi nu avem, adică mierea, deja de la un an de zile care se începe, care se introduce mierea, în rest tot se introduce treptat. Cercetările au mai demonstrat că în cazul mamelor obeze, înainte de sarcină, copiii acestora au fost de 3 ori mai susceptibili de a fi supraponderali, comparativ cu cei ai căror mame erau în greutatea lor ideală înainte de sarcină. O mare parte din adolescenții supraponderali devin obeși la maturitate. Ei dezvoltând diferite complicații ca hipertensiune arterială, ateroscleroză, diabetul zaharat de tip 2, astmă, bronșic, dereglări de ținută. Și foarte mulți copii se manifestă și afectare psihoemoțională. Ei devin mai închiși, ei sunt izolați din mediul înconjurător. Pentru a crește copii sănătoși, medicii recomandă părinților să le asigure un regim alimentar bogat în proteine, cereale, fructe și legume. Părinții sunt rugați să evite să ofere copiilor mâncare de tip fast food și alimente hipercalorice. Totodată, ar fi bine ca zahărul să fie adăugat în alimentația copiilor după vârsta de 2 ani. Specialiștii spun că astfel va fi redus riscul ca celui mic să-i placă băuturile dulci și alte alimente hipercalorice.